Mai întâi o să vă spun ce produse folosesc pentru acest tip de make-up. În primul și în primul rând, după ce m-am dat cu cremă, o să aplic acest booster de luminozitate de la Sephora. Fondul de ten pe care l-am folosit toată vara a fost Make Up Forever Water Blend, pentru că este un fond de ten foarte, foarte ușor și care nu încarcă foarte mult tenul, exact ce avem nevoie pentru vară. Pudra este această pudră de la Elizabeth Arden, Pure Finish, numărul 2. Ea se prezintă așa și dând de rotița asta o să iasă pudra. Blush. La blush folosesc mai multe, pentru că fac un contouring din blush. Folosesc paleta aceasta de la Sephora, Sandisk. Too Faced, Sweethearts. Și iluminatorul de la Becca, absolut senzațional. Bun. Ca și palete pentru fardul de ochi, folosesc din mai multe. Nu știu exact ce culoare o să pun la ochi, dar îmi place foarte mult acesta de la Sephora. Paletele de la Too Faced, pe care le-am tot prezentat în tutorialele mele și pe care de multe ori îmi place doar să le deschid aici pe masa de machiaj pentru că miros foarte bine. Și Mixology de la Sephora. Primerul pentru ochi de la Bourjois. Anti-charcum de la Elizabeth Arden. Mascara de la Lancome. M-am tot gândit dacă să-mi pun gene false, dar nu vreau. Eyelinerul de la L'Oreal. Și pe acesta îl aplic ca să trasez dunga de tuș, după care vin și conturez cu eyelinerul tot de la L'Oreal acesta, care este mult mai intens ca și culoare. Burețelul. Am câteva variante de lipstick. Toate sunt cream lip stain de la Sephora. Nu știu pe care o să o folosesc. Și bineînțeles, conturul de la Lancome, numărul 201, este o nuanță de bej, care poate fi folosită pe sub orice culoare de ruj și puteți da cu el volumul buzelor. Și fixatorul de machiaj, infailibil, de la L'Oreal, este foarte bun, să nu uitați să-l aplicați, mai ales dacă vă duceți la o petrecere, pentru că vă ține foarte bine machiajul. Bun! Acum că v-am arătat toate produsele pe care o să le folosesc astăzi, să ne apucăm de treabă. Fondul de ten îl aplic cu burețelul, pe care îmi place să-l ud cu apă termală. Eu pun fond de ten direct pe burețel și apoi aplic pe față. Să aveți răbdare când aplicați fondul de ten, să nu vă speriați dacă vă ia mai mult timp să aplicați fondul de ten decât să faceți machiajul la ochi. Este foarte important ca mișcările să fie repetate foarte aproape una de cealaltă, pentru ca fondul de ten să fie întins perfect și să acopere foarte bine toate imperfecțiunile. După cum vedeți, așa cum vă spuneam, acest fond de ten are o textură foarte, foarte light. Pare că nici nu am aplicat fondul de ten, dar el este acolo. Aplic anti-charcanul. Și anti-charcanul îl întind tot cu mult. Deși aș putea să aplic capătul acesta mai ascuțit, m-am obișnuit să-l aplic așa și n-am fost atât dezamăgită de rezultat. Și acum, după ce am terminat de aplicat anti-charcanul, voi aplica pudra fix pe zona ochilor, cu o pensulă mai mică. Mie îmi place să folosesc această pensulă. Este foarte moale și mă ajută să fixez foarte bine anticearcanul și fondul de ten din zona de sub ochi, care se strânge foarte repede, mai ales la 30+. Iar pentru restul feței, gât și decolte, folosesc această pensulă. Este foarte moale.
gata, baza. Acum, mie îmi place foarte mult când mă machiez ceva mai intens, să-mi conturez mai întâi sprâncenele. Folosesc acest kit Brow Artist de la L'Oreal. Kitul arată așa. Vine și cu această pensetă mică și cu pensula cu două capete. Aceasta pentru a aplica ceara și fartul și aceasta pentru a pieptăna. Eu nu folosesc pensula kitului, ci folosesc pensula mea pe care o am de ani de zile. Dacă o găsesc. Hai că o găsesc. Cred că o găsesc. O găsesc. Clar o găsesc. Am găsit-o. Mai întâi din acest kit aplic ceara. Și îmi place foarte mult acest kit pentru că ceara este aceeași culoare ca și fartul de sprâncene. Ce face această ceară? Pe lângă faptul că fixează foarte bine fartul pentru sprâncene, texturează foarte bine firul de păr de sprânceană. Și după ce am aplicat ceara, vin și aplic deasupra fartul. Da, puiu. Ce faci, dragoste? Filmez un tutorial. Ce faci? Filmez un tutorial. Ah, am înțeles. Și mă machez. Sunt acasă. Te iubesc. Pa. Pa. Acum să ne apucăm de machiajul ochilor. O să aplic, așa cum v-am spus, acest primer de la Bourjois. Pare că cel mai bine acest primer se aplică cu degetul. Dacă vă întrebați, rolul acestui primer este să fixeze foarte bine fardul de ochi, dar în același timp să-i scoată în evidență și mai mult culoarea. De machiajul ochilor o să-l fac în culori de pământ, adică în marouri și poate să pui și puțin verde. O să aplic mai întâi o bază deschisă pe toată ploapa. Cu o culoare mai închisă o să-mi fac o umbră. Care acum o să o estompesc cu partea asta la altă pensulei. Și pentru că totuși este un machiaj de party, hai să punem și puțin culoare. O să încep cu colțul interior al ochiului, unde o să aplic puțin auriu. Apoi o să continui cu această culoare care este un grena maro, e ceva. Încerc să amestec auriul. Dungile astea drepte, o să vin cu o pensulă și o să blendez puțin culorile între ele. O
să aplic și un pic de verde în colțul ochiului. Nu-l las așa, pentru că acum urmează estomparea cu o pensulă și anume asta. Pensulă care e așa. Și știu ce, o să acopăr auriul pentru că nu-mi place cum se vede. Mobilă cu cea pe care deja o am în codiță, adică verde acela foarte închis. Bun, acum rămâne la latitudinea voastră dacă vreți să vă trasați și o dungă de duș sau nu, pentru că machiajul mi-a ieșit destul de intens, nu cred că o să mai pun duș, în schimb o să vin și în schimb o să-mi conturez partea de jos a ochilor cu aceeași culoare pe care am pus-o pe ploapa mobilă. Totuși, o să trasez și o dungă de duș și o să aplic prima oară, o să trasez cu superlinerul de la L'Oreal. Același lucru să fac și în partea cealaltă. Iar acum, peste această dungă de duș, o să vin și o să întăresc cu dușul acesta de la L'Oreal. Pentru că are o culoare mult mai intensă, așa. Pentru că am terminat și cu dungile de duș, o să închid un pic în interiorul ochilor cu creion de ochi negru, dermatograf. Îmi place să mă duc cu negru ăsta până în rădăcinile genelor. Perfect. Și acum să aplicăm mascara. Gata machiajul la ochi. Acum, haideți să aplicăm blush-ul. Mai întâi, cu această pensulă, asta așa, aplic fartul de la Sephora Sandisk ca un fel de contouring. Iar cu pensula aceasta aplic fartul de obraz de la Too Faced, aplic cele două culori deschise, adică acest portocaliu și rozul acesta deschis, în combinație, cam așa. Și mă duc doar pe pumeții de aceasta. Și mă țin
Și acum, mie îmi place să-mi aplic iluminatorul cu aceeași pensulă. Acesta este iluminatorul de la Becca pe care îl folosesc acum. Foarte ușor, foarte mult, doar să pe pomeni. Pe vârful nasului. Face că luminatorul ăsta dă un aer foarte fresh. Bun, cam așa arată. Am cam terminat machiajul, acum urmează să aplicăm rujul. Nu știu exact ce nuanță de ruj o să folosesc. Am aceste 6 culori. Trebuie să aleg una din ele. Cred că o să merg pe numărul 17 sau chiar și numărul 24, îmi place, dar 17 cred că merge mai bine. Pentru că a rămas fără memorie, cardul meu n-a înregistrat, vă povesteam că vă puteți face conturul de buze cu acest creion de buze de la Lancôme, care este 201 Beige Noisette, este culoarea buzelor, pentru a obține volum la buze. Asta am făcut eu acum. După ce am aplicat acest contur, mi-am aplicat două nuanțe de ruj, Cream Lip Stain de la Sephora. Mai întâi am aplicat această culoare, nuanța 17, și pentru că nu am fost mulțumită de cum dădea cu machiajul meu de la ochi, am aplicat deasupra și numărul 24, tot de la Cream Lip Stain, și am obținut acest lucru. Îmi pare rău că nu am filmat și că n-am să vă arăt să vedeți toată procedura, dar este simplu, aplicați contur, aplicați primul ruj, după aceea pe al doilea și obțineți acesta. Și acum gata machiajul. După ce am terminat, agităm foarte, foarte bine fixatorul de machiaj de la L'Oreal Infalibre. Bine de tot. Și aplicăm pe față, nu foarte mult. Și acesta este machiajul nostru de party. Sper că vă place. Acum zic să facem și părul, nu?